Suntem tot pe data de 22 iunie 2024 și aici am un alt tip de unificare a coloniei de albine. Aici a fost o colonie mai mare și aici o matcă care se împerechease în condiții bune. Și ce să fac acum? Nu vreau cuibul în partea aceea, deci nu vreau cuibul în partea aceea și îl voi aduce la locul ei în partea mare unde va ierna, să-și pregătească cuibul de iarna. Să vă arăt cum arată această unificare, deci diafragma. A fost diafragmă despărțitoare. Și matca este aici pe la 3 rame. Dar unificarea este realizată, în care are vreo 10 zile de când albina comunică una cu cealaltă și de obicei albinele fără matcă trag spre matcă, adică vor trage spre cuibul cu matcă. Nu fac mare lucru. Trag ramele în partea aceasta. Albina a mai scăzut fiindcă a fost bătrână, a tot stat ca fără matcă. Din acest motiv nu dau măci, l-am perecheat foarte multe la aceeași colonie. Nu are vitalitate, se cam termină cu ea, să zic așa. Să aducem aici. Aici au mai rămas trântorii. Trântorii n-au treabă la unificări. Ei acceptă oriunde îi bagi. Au rămas aici, albina s-a tras dincolo, dar acum o să aibă și ei drumul lor, așa, mă uit un pic pe aceste rame dacă are ceva miere pe ele, dacă nu o să le scot, că n-are nevoie de atâtea rame. Iată această ramă, de exemplu, o să o scot complet și o duc la rezervă. Mai sunt colonii care încă mai lucrează pe acest tip de rame și le colectez și unde am nevoie le folosesc. Bun. Următorul pas este să scot această diafragmă. Ea este flexibilă și se poate scoate foarte ușor. Așa. Și acum am să trag albina în partea aceasta la altă. Matca o să-și facă cuibul cum consideră ea după aceea. Se va extinde cum dorește. Bun. Așa, acum să aduc cuibul reginei. Iată încă o ramă care ar merge scoasă, doar că acum dacă vine matca în partea aceasta, să vedem, eu zic că totul este în regulă.
a venit majoritatea albinei lângă mat. Așa. Și se vede. Deci aici trebuie să fie prezentă mărcuța. Avem larve. Totul este în regulă. Punem acum acest cuib exact aici. Iată puietul căpăcit acestei măcuțe. Foarte, foarte fain. Mai sunt măci regine tinere de anul acesta care nu prea îmi plac mie când depun. Le las, le notez. Mereu 10-20% din regine sunt mai slabe decât celelalte. Totul este să le ții cont. Uite, de exemplu, aceasta este o mătcuță de valoare. Este aici apă ramă. E totul în regulă. Bun. La regine le place de obicei ramele mai negre. Să văd ce am pe această ramă. Am păstură. Punem lângă matcă. Aducem și această ramă mai goală. Și aceasta e o ramă cu miere. Am luat eu acea ramă de aici, dar o să o aduc înapoi ca să-mi completez acest spațiu. Aș pune, sau să-i pun o diafragmă. Doar ca să nu construiască îmi trebuie acest spațiu. Albina are loc să vină. Da, e în regulă. Și pun formic. La 36 de grade punem formic, dar în ce condiții se pune formicul acum? Se pune 35% și la o astfel de colonie nu depășim 3-4 ml maxim. Forming de 35% și 2-3 ml împreștiați acolo, se va evapora până de seară, deci nu se va mai simți. Bine, cam asta este și aici îi las aer, acopăr doar zona cu formii. Mulți o să spuneți, da, era egal cu zero acest formic. Probabil. Iată, lăsăm aici aer, rămâne descoperit, așa. Partea din spate o acopăr.
Hai, am acest înălțător de polistiren. Zona aerisită nu acoperi. Îi las las 2-3 cm deschis și cam asta este. Punem capacul și am terminat. Până data viitoare, numai bine!